Morometi, de Marin Preda. Personaje: Ilie Moromete, Catrina, soția sa, Paraschiv, fiul cel mare al lui Moromete din prima căsătorie, Nilă, Achim, Tita și Linca, fetele lui Moromete și ale Catrinei, Nicolae, mezinul familiei, Maria sau Guica, sora lui Moromete, Țugurlan, Polina și Birică, primarul Aristide, Cocoșilă, amicul lui Moromete, Tudor Bălosu, vecinul acestuia. Romanul prezintă o frântură din viața familiei Moromete din câmpia Dunării, Siliștea Gumești, în apropierea celui de-a doilea război mondial. Un sfert din volumul întâi se petrece de sâmbătă seara până duminică noaptea, adică de la întoarcerea moromeților de la câmp până la fuga lui Polinii cu Birică. Acțiunea începe cu întoarcerea de la câmp a familiei, din care fac parte Ilie, soția sa Catrina, fiul lui Moromete din prima căsătorie Paraschiv, Nilă și Achim, dar și copiii făcuți cu actuala soție, Tita, Ilinca și Nicolae, mezinul de 12 ani. Imediat ce coboară din căruță, fiii cei mari se retrag în diferite unghiere ale gospodăriei pentru a putea dormi, nederanjați de ceilalți, fetele se duc la scăldat, toată treaba rămânând în grija mamei. Moromete se retrage și el peste noaga podiștei, sperând să se întâlnească cu vreun trecător pentru a avea cu cine vorbi. Nu după mult timp se apropie de el vecinul său, Tudor Bălosu, care îl întreabă dacă nu vrea să-i vândă salcâmul din spatele casei. Acesta nu îi dă un răspuns cert, întrucât speră să plouă cât de curând pentru a avea o recoltă bogată și să nu fie nevoit de a face acest compromis din dorința de a câștiga bani. O scenă reprezentativă este cea în care membrii familiei se adună la cină, strânși în tindă, în jurul unei mese mici, joase și rotunde, pe care Ilie Moromete nu mai schimbase de când erau copiii mici. Interesant este că fiii cei mari stăteau așezați spre tindă, gata parcă oricând de plecare, iar Catrina stătea aproape de vatră, avându-le aproape pe fetele ei Tita și Ilinca. În acest spațiu, Moromete stătea parcă deasupra tuturor, pe pragul cel înalt de lângă ușă, cuprinzând cu privirea pe toți membrii familiei. Din discuția acestora aflăm că situația financiară a familiei nu este tocmai bună, de aceea Achim vine cu propunerea să plece la București cu oile pentru a face rost de bani, idee susținută de Paraschiv și Nilă. Deși Moromete nu este inițial de acord, va ajunge să accepte acest deziderat al celor trei fii. În această casă, singurul care nu-și găsește locul este Nicolae Moromete, mezinul familiei. Acesta trebuia să meargă cu oile la păscut, activitate pe care o simțea ca o adevărată corvoadă din cauza unei oi îndărătnice pe nume Bisisica. Dorința lui cea mare era să continue școala mai departe, dar situația financiară a familiei și faptul că nu avea bani nici pentru încălțări face ca acest lucru să pară o adevărată utopie. Totodată, hotărârea celor trei fii mai mari de a pleca la București a fost alimentată de mătușa lor, Maria, sora lui Moromete, care crescuse după ce mama lor murise, ea fiind nemulțumită că odată cu venirea Catrinei în casă, aceasta a fost îndepărtată din viața băieților. Mai era numită și Guica pentru că, de câte ori trecea un negustor pe stradă cu fructe, ea gusta din ele fără să plătească, motivând că sunt acre și stricate, țipând ca o purcea, după cum afirma un mocan. Principala nemulțumire a băieților era aceea că Moromete nu le-a dat parte de pământ ce li se cuvenea, deși ei nu au făcut această solicitare în mod expres. Erau în același timp tot mai porniți împotriva Catrinei, dar și împotriva surorilor vitrege, Tita și Ilinca, considerând mereu că ele beneficiază de anumite favoruri din partea părinților, de exemplu procurarea de haine noi, zestra fetelor fiind importantă în mediul rural. De aceea, plecarea lor cu ele la București este doar un pretext, în realitate, ei plănuind să nu se mai întoarcă niciodată. Până la urmă, Moromete acceptă să-i dea salcâmul lui Tudor Bălosu în urma unei sume de bani. În acest sens, într-o dimineață, îl trezește pe Nilă cu care merge în grădină pentru a dobărâ copacul uriaș, mult râvnit de vecinul său. Tragismul scenei se dubla de bolcetul femeilor din cimitir ce răzbea până departe. Se pare că acest salcâm fusese foarte îndrăgit de copii, în dreptul său oprindu-se și îmbrățișându-l de câte ori se jucau de-a vața ascunselea sau când mergeau la săniuș. Toată lumea îl cunoștea, fiind asociat cu Moromete însuși. Faptul că el este dobărât cu ajutorul unia dintre cei trei fii are o valoare premonitorie. Când vin ceilalți membri și întreabă care este pricina pentru care a făcut acest gest necugetat, căci locul părea acum bicisnic, Nilă răspunde cu aceeași replică pe care a auzit-o de la tatăl său cu câteva minute mai devreme. Ca să se mire proștii.
Vine și ziua în care Achim părăsește satul împreună cu oile, cu toate că Moromete nu bănuiește că acesta nu se va mai întoarce niciodată la casa părintească. Conștientizează însă că până în toamnă, când acesta va trimite banii, trebuie să se descurce, mai ales că jupuitul se prezintă în casa lui pentru a-l obliga să plătească fonciirea sau impozitul obligatoriu pentru proprietățile agricole. Îi mărturisește acestea că nu are suma necesară, dar nu găsește înțelegere. De teamă că ar putea confisca ceva din casă, fetele ascund zestrea. De aceea, Moromete merge la Aristide, primarul, să împrumute bani, urmând să-i restituie de îndată ce Achim îi va trimite ceva de la București. Așa cum fusese înțelegerea inițială, Achim trebuia să plece înainte, urmând ca acum să vină după el, Nile și cu Paraschiv, pentru a vedea fața disperatului Moromete la aflarea veștii că fiii săi au fugit cu caii. Guicap se proțăpește dis de dimineață la el. Însă numică i-a fost mirarea să-i vadă întorcându-se acasă, lucru care se pare s-a întâmplat pentru că Nilă nu a avut curajul să ducă la îndeplinire această misiune. O activitate semnificativă din sat o constituie întâlnirea sătenilor la firăria lui Iocan în fiecare duminică, unde se adunau țăranii pentru a citi ziarul și pentru a comenta politica ironic și cu umor și care scoate în evidență rolul pe care Moromete l-are în viața comunității. Faptul că Moromete se pregătea în prealabil trecând pe la frizerul din sat arată importanța pe care o adă aceste întâlniri, care devine pentru el un eveniment mult așteptat. Moromete, Cocoșilă și Dumitru Alinae sunt cei care citesc ziarul și fără de care întâlnirile acestea nu aveau niciun farmec. Moromete era abonat la Mișcarea, Iocan la Curentul, iar Cocoșilă la Dimineața, părerea lor fiind ascultată cu interes de toți membrii comunității. Începe secerișul, moment în care naratorul prezintă o frântură din viața țăranilor, scena surprinzând prin realismul și finețea detaliilor. Într-o zi, în timp ce se afla prin sat, Moromete este atras de zgomotul din curtea școlii, unde avea loc serbarea copiilor. Îl vede pe stradă și pe Niculae, care obținuse premiul întâi și care, din cauza frigurilor care îi măcinau sănătatea, nu a putut să rostească poezia. Văzând aceasta, îl ajută să se ridice, după care îl duce încet spre casă. La scurt timp, scămosul, văzând că Moromete își pusese toată nădejdea în banii pe care Achim îi va trimite curând de la București, îl anunță că acesta nu se va mai întoarce niciodată și dezvăluie planurile celor doi fii rămași acasă. Aflând aceasta, dar văzând și indiferența fiilor atunci când îi îndeamnă să-l ajute la treabă, are o discuție aprinsă cu aceștia, care duce la o ruptură definitivă între ei, făcându-i pe Nilă și pe Paraschiv să plece pentru totdeauna de acasă, luând cu ei și caii. Văzând că nu se mai poate descurca, Moromete vinde lui Bolos un lot de pământ și locul din spatele casei, reușind astfel să achite taxele de foncire, datoriile la bancă, taxele școlare pentru Niculae și mai rămân și bani ca să-și cumpere doi cai. În plan secundar, naratorul prezintă și alte personaje din sat care contribuie la realizarea unui tablou de viață al unei întregi clase sociale. Amintim astfel conflictul dintre Tudor Bălosu, vecinul lui Moromete, și fiica lui Polina, care fugise cu un băiat sărac din sat, pe nume Birică, cu care tatăl nu era de acord. Aceasta, pentru a-și obliga tatăl să-i dea zestrea ce îi se cuvenea de drept, dă foc casei, vine la secerișul pe pământul ei, determinându-l până la urmă pe acesta să cedeze. Nici familia lui Țugurlan nu o duce prea bine. Acesta are 7 copii în 13 ani, dar în fiecare an moare câte unul și pune câte o cruce la stâlpul porții, tragedie care îl face agresiv în viață, certăreț, se bate cu fiul primarului, cu șeful de post și ajunge la închisoare. Traian Pisică are situația cea mai grea pentru că, datorită numărului mare de copii, este nevoit să vândă în fiecare an câte un lot de pământ pentru a se descurca, lăsându-și copiii fără zestre. Vasile Boțoghin este un alt personaj care are probleme de sănătate de data aceasta. El este nevoit să vândă un lot de pământ pentru a face rost de bani și a se interna la sanatoriu, boala sa de plămâni fiind destul de gravă, riscându-se certuri cu soția sa, Angelina. Ea se opune să vândă pământul deoarece ftizie era o boală incurabilă și femeia știa că bărbatul ei va muri cu sau fără tratament, iar ea va rămâne văduvă și fără pământ cu doi copii de crescut. Boțoghină se duce la sanatoriu, cheltuiește banii luați pe lotul de pământ și, simțindu-se mai bine, nu ascultă sfatul doctorului și se apucă de muncă, iar oboseala îl răpune. Problema pământului este una care macină întreaga comunitate, prilej pentru narator de a scoate în evidență conflictul psihologic ce rezultă de aici. Sfârșit.